A doua zi de când punctul de trecere Rafah este deschis, cel care face legătura între fâșia Gaza și Egipt. Principala întrebare pentru România este când îi vom vedea pe unul, pe al doilea, pe al treilea rând, pe rând, pe cei peste 200 de cetățeni români care au solicitat să fie evacuați din fâșia Gaza. Discutăm în momentele următoare cu doamna Carmen Gavrila, este jurnalistă specializată în afaceri externe europene și în problematica spațiului islamic. Mulțumesc pentru prezența în jurnal. Sărut mâinile, Carmen. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. În curând, 48 de ore, de când punctul de trecere e deschis, și prima mea curiozitate e cât de justificată e pentru Egipt marea temere că nordul țării s-ar putea transforma în epoca poate post-Hamas într-o nouă fâșie cu palestinieni. Este o temere justificată dacă este să ne uităm la trecut. Ce s-a întâmplat cu refugiații palestinieni care au ajuns în Liban? Ce s-a întâmplat cu refugiații palestinieni care au ajuns în Iordania? În Liban, de exemplu, până în ziua de astăzi, sunt încă proaspete rănile războiului civil pornit de la conflictul dintre Organizația pentru Eliberarea Palestinei și Israel pe teritoriul Libanului. Și atunci Israelul a asediat Organizația de Eliberare a Palestinei în Beirut câteva luni și cumva după modelul din Gaza de acum, cu oprit electricitate, oprit apă, oprit alimente și totuși până la urmă s-a ajuns tot la o soluție negociată pe canale și nu prin forța armelor. Egiptul, revenind la întrebarea ta, da, are de ce să se teamă, pentru că ar putea fi vorba de sute de mii, milioane chiar de palestinieni care să se așeze într-o zonă vulnerabilă, peninsula Sinai, sudul peninsulei Sinai, din Egipt, o zonă pe care guvernul egiptean abia a reușit recent să o țină cât de cât sub control, pentru că a avut probleme cu proprii insurgenți acolo în zonă. Așadar, în niciun caz Egiptul e foarte puțin probabil să convingă cineva la nivel diplomatic sau pe canale diplomatice, așa cum se aude acum că ar încerca Israelul să facă asta, ca Egiptul să ajungă să fie de acord cu strămutarea chiar și temporară a palestinienilor, deși nimeni nu crede în așa ceva. Niciodată palestinienii nu au plecat și nu au fost găzduiți în altă parte temporar. Temporarul s-a transformat în definitiv. Sunt dovadă toate taberele de refugiați din țările din jurul teritoriilor palestiniene, în care taberele acelea au devenit mici orașe în care s-au născut copii, care deja sunt acolo, sunt oameni care sunt acolo de a doua, a treia generație chiar. Da, ce tocmai spui ne duce cu gândul la întrebarea, până la urmă, poate că nu ne-am pus-o din prima, dar palestinienii și-ar dori așa ceva? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Niciodată cei mai mulți palestinieni, chiar apropo de asta, mi-am adus acum aminte, am văzut recent un sondaj în care diverse populații din țări cu probleme, să le spunem așa, din regiune, erau întrebați oamenii dacă ar fi dispuși să părăsească, dacă ar avea posibilitatea să părăsească zona respectivă, dacă vor să plece. Și culmea, palestinienii, spre deosebire de libanezi, irachieni, chiar iemeniți, palestinienii erau cei într-o majoritate covârșitoare spuneau nu vrem să plecăm de aici. Iată, da, spune foarte multe acest exemplu. Pe de altă parte, înțelegem și noi în fiecare zi că e foarte dificil ca oricine să ilustreze epoca post-Hamas. În ce perspectivă crezi, Carmen Gavrila? Acest exercițiu este foarte dificil de făcut
și pentru că nimeni nu s-a mai preocupat de rezolvarea conflictului izraeliano-palestinian de atâta mar de vreme, nimeni nu s-a mai preocupat de o soluție de pace. Chestiunea soluției celor două state a fost menționată în trecere, era aproape ca o ștanță obligatorie pe fiecare discurs oficial care avea oarecum legătură cu acea regiune. Însă, în realitate, nimeni nu a mai făcut niciun efort, nici de o parte, nici de alta, referindu-mă acum strict la cele două părți, palestinieni și izraelieni, dar nici vreuna dintre țările, dintre guvernele arabe, vreunul dintre guvernele arabe nu a mai făcut nicio trimitere la asta. Inițial, acum câțiva ani, dacă era vorba, atunci când se discuta despre o posibilă normalizare a relațiilor Israelului cu statele din regiune, statele arabe puneau ca o precondiție rezolvarea problemei chestiunii palestiniene. Iată că acum, mai recent, foarte multă lume a crezut că prin realizarea acordurilor Abraham, și am mai spus asta, acordurile Abraham sunt o realizare diplomatică formidabilă, extraordinară, care aduce un strop de normalitate în regiune, însă întreaga regiune și lumea, prin extindere, puterile implicate în regiune, inclusiv Statele Unite, au crezut că această normalizare a regiunii prin normalizarea relațiilor Israelului cu statele arabe este posibilă fără rezolvarea chestiunii palestiniene. Iată că ce s-a întâmplat acum arată că nu este adevărat, că această teorie ar fi fost posibilă la nivel de guverne, însă la nivelul populațiilor din statele arabe, chestiunea palestiniană este încă o chestiune care arde, de care oamenilor le pasă. Iată. Și de aici se explică cumva și presiunea aceasta și diferența aceasta de limbaj sau de exprimare a sentimentelor între guvernele arabe de la începutul războiului și reacțiile populațiilor din regiune. Și apoi să ne uităm puțin și la reacția cetățenilor musulmani din Europa sau din Statele Unite ale Americii. Și de aici și modificarea reacțiilor statelor, guvernelor arabe în funcție de presiunea străzii. Pentru că, în mod evident, ceea ce a făcut Hamas nu convine sub nicio formă niciunuia dintre statele arabe din regiune, mai ales mai ales Egiptului și mai ales Iordaniei, pentru că este o nouă sursă de instabilitate, este o nouă impulsionare a unei a simpatiei, să spunem, sau măcar a discursului din jurul unei organizații teroriste care este o ramură, un produs al Frăției Musulmane, organizația teroristă care a făcut cele mai multe probleme acestor guverne în regiune. Un minut împreună, Carmen Gavrilă. Cum vezi situația românilor din Fâșie? Ar fi simplist ca cineva să spună, noi suntem la și alții. Dar cum vezi ce se întâmplă? Nu cred că suntem noi în urma altora. Eu am cunoscut în Fâșia Gaza românce căsătorite cu palestinieni care trăiau acolo și țin minte că acum câțiva ani am întrebat-o pe una dintre ele de ce stă acolo, de ce mie mi se părea un trai imposibil acolo. Mie personal, ca om. Și ea mi-a răspuns, aici e casa mea, aici mi s-au născut copiii, aici trăim, aici n-am făcut cât de cât un rost al nostru. De ce nu îi vedem trecând peste prin Rafah și aflându-se în siguranță în Egipt? Asta nu pot. Asta e o întrebare la care nu pot eu să răspund, pentru că nu am de unde să știu negocierile sau discuțiile sau tratativele care se duc în subteran. Dar eu sunt convinsă că
se duc astfel de tratative în subteran, ci să ne uităm puțin la cine a ieșit mai întâi prin granița, prin punctul de ieșire Rafah. Au ieșit lucrătorii umanitari de la ONU, s-au făcut un schimb de lucrători, mai alții au intrat, cel puțin din informațiile mele, ca să e o rotație a cadrelor, da, să spunem. Da. Așa. Și au ieșit foarte mulți răniți.